Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, în primul rând vă reamintesc cât de minunați și puternici sunteți. Astăzi facem o citire generală, colectivă, să vedem despre ce este vorba în energia momentului prezent. Practic, vom decoda informația din câmpul de energie care deja există, este prezentă, o punem în cuvinte și vedeți cum se aplică în situațiile voastre. Luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi cu adevărat și lăsați deoparte ce nu. Folosiți-vă de asemenea, vă rog, discernământul în toate cele auzite. Asta este perspectiva mea, nu înseamnă că trebuie să fie și perspectiva voastră. Știți cum spun de fiecare dată, suntem unici și originali, în esență veniți toți, într-adevăr, dintr-o conștiință supremă. Mesajele pentru voi astăzi. Voi face și citiri colective și citiri separate la alegere. Ce trebuie noi să înțelegem este că suntem realmente o conștiință mare, fractalizată, da? Spartă în conștiințe mai mici. Ceva mare în ceva mic. Am mai dat exemplul, cum este frunza pentru copac, este cum este mâna pentru corp, degetele pentru mână, unghia pentru deget. Ceva de genul acesta suntem și noi. Deci, în esență, trăim în arhetipuri, totul este ciclic, avem numitori comuni. Pot să fac 100 de categorii din care să alegeți. Din punctul meu de vedere, pentru că știu ceea ce știu și știu lucruri la care am ajuns, pe care le-am descoperit, pentru că eu le-am căutat și am dedicat timp și practic întreaga viață acestei căutări, este că toți trăim într-o formă sau alta aceleași lucruri. Vorbim despre sănătate, iubire, bunăstare, nu contează cum, plus că vă dau o grămadă de indicii și de situații. Și da, spun sau așa, sau așa, pentru că aveți alegere și pentru că în această zi sau în acest moment, în câmpul de energie sunt ambele probabilități disponibile pentru voi. Dacă vă spune cineva, ăsta este viitorul tău și tu îl crezi, pe ăla îl manifesti. Dar dacă lași loc liber probabilităților să devină potențialul cel mai apropiat de manifestare, atunci îți exerciți liberul arbitru. Să vedem. Pentru voi astăzi, potențialul cel mai mare vorbește despre frumusețe. La modul cât de simplist se poate, fie căutați să faceți ceva ce are legătură cu aspectul vostru fizic sau poate chiar vă ocupați de aspectul vostru fizic. Pentru alții dintre voi, veți avea o situație plăcută la locul de muncă care vă ajută, vă schimbă ziua, vă oferă bună dispoziție sau vă căutați ceva care să vă aducă bucurie în suflet. Unii dintre voi sunteți pe site-uri de imobiliare, căutați să faceți tranzacții de cumpărare, de vânzare. Alții dintre voi căutați informații despre nutriție și sănătate și despre alimentele pe care le mâncați. Avem aici numărul 1, este numărul magicianului sau îmbinarea celor 4 elemente naturale pe care le avem în planul fizic. Apă, aer, foc, pământ. Aveți acces aici. Este ora 2, să faceți un parteneriat, să primiți ajutor, să vi se întoarcă, da, să manifestați ceea ce gândiți voi acolo, sau numărul 14 al temperanței, care vorbește despre echilibrul planetar, despre echilibrul nostru interior, despre a mă simți bine. Vorbește aici despre parteneriate. Vedeți, avem două lumânări, două flori, ora 2 și un coș gol. Deci nu pierd nimic, astăzi lucrurile îmi merg bine, nu se duce nimic în neant, nu fac risipă. Despre asta este vorba aici. Să mă asigur că și înregistrez. Am mai avut o intervenție zilele trecute când am filmat o etalare absolut superbă.
Și când am vrut să o editez, mi-am dat seama că nu am apăsat și butonul de înregistrare. Meditație. Avem tema cărților. Cunoașterea este importantă. Educația este importantă, dar nu vorbesc despre programa care este de fapt programul educațional. Educația, așa cum o percepem noi, prin perspectivă proprie, este un program lansat pentru ca omenirea, da, să se educe, dar într-o direcție deja planificată. Când ai noștri copii merg la grădiniță sau la școală, ni se spune programa educațională este și aceasta este planificarea pe tot anul. Iar din studiile și cercetările mele, toate au început familia Rockefeller. Deci programa educațională de acolo vine. Însă, cunoașterea adevărată vine din capacitatea de a citi și de a vedea informații, dar decodificându-le la adevăratul lor înțeles. Și atunci poate veți înțelege de ce unii dintre copiii voștri nu vor la grădiniță, la școală, resping sistemul, pentru că ei sunt deștepți, sunt puri și poate neprogramați încă. Și văd prin lentilă cu decodorul propriu creierul, pentru că asta este creierul, un decodor, informația reală pe care noi ca adulți deja programați nu o mai vedem. Meditație. Despre asta vorbește aici. Este o zi în care sunteți îndemnați de energie, de spiritul vostru înalt, să puneți mâna pe cărți, pe studii, pe internet, pe telefon, să găsiți informațiile de care aveți nevoie pentru a vă descurca situațiile în care vă regăsiți acum. Puteți folosi elemente ajutătoare în casa voastră. Aici avem numărul 18 sau luna, vedeți? Pentru claritate este nevoie să ne oprim, să închidem ochii sau să spălăm vasele sau să dăm cu mopul, dar cu mintea lucidă și conștientă, pentru că vom vedea clar ceea ce avem de făcut. Luna vine cu subconștientul nostru, alfa și omega, undele cerebrale, respectiv beta, alfa, theta, delta și omega, alfa și omega, de unde vă vin răspunsurile? Cel puțin mie așa îmi vin. Și liniște, liniște în suflet. Deci vă ocupați de aceste lucruri sau ar fi bine să vă ocupați. Și despre încredere, dar încredere la nivel de credință. Încrederea. Încrederea că lucrurile există acolo. Și am mai spus în citirile mele anterior că nu este vorba în viață despre speranță. Speranța este un inamic care te ține în lanțurile neputinței. Încrederea este capacitatea ta de a ști puterea interioară sau de a dobândi puterea interioară pentru a trece la o acțiune imediată care să întoarcă un rezultat potrivit pentru tine acum. Speranța este neputință și predarea puterii personale. Încrederea este dobândirea puterii personale. Și credința în iubirea absolută, în cea mai înaltă vibrație din lumea în care trăim. Și avem numărul 34, respectiv divinul feminin și divinul masculin, împărăteasa și împăratul. Sau cum venim noi la întrupare întregi. Frumusețea stă în liniștea ta interioară astăzi, în a nu reacționa la situațiile care apar acolo în viața ta de zi cu zi, în acest moment. De ce? Pentru că filmezi pe o zi de nouă. O zi de nouă este o închidere de ciclu. Orice reacție pe care voi o aveți astăzi, acum când vizionați clipul, deși nu va fi nouă, are ca impact, da, un efect. Nu reacționați, veți accesa lucruri mai bune. Reacționați, reintrați în ciclul respectiv al durerii, al provocărilor, al suferinței. Pace interioară. Și numărul 17, steaua. Steaua care este de fapt privitul în sus spre cer și întrebarea
existențială, ce e acolo, de unde vin și de ce m-am născut. Steaua, vedeți? Care are aici tot ceea ce experimentăm noi în viața aceasta. Păi avem și piramidele, avem și ciclicitatea, luna nouă, luna plină, avem și anotimpurile, avem și planeta Saturn sau programul roții în care ne învârtim, avem și cartea care ne arată ca în alta preoteasă că tot ce avem nevoie să știm este în subconștientul nostru, avem și mâncatul în planul fizic, mâncare pe care noi nu ar trebui să o consumăm pentru că înainte vreme oamenii, sau mă rog, umanitatea nu mânca, noi ne hrăneam cu aer, cu prană, pentru că în aer erau compuși necesari pentru ca noi să ne încărcăm cu energie și să funcționăm. Și mai avem aici un mesaj care spune tu ești de ajuns, tu ești capabil să depășești absolut orice, tu ești capabil cu forța ta interioară care este egală cu o uzină nucleară să faci lucrurile să se întâmple, să-ți creezi viața și realitatea, doar că nu știi pentru că te afli într-un somn sau pentru că ale tale capacități și-au pierdut conexiunea cu sursa. Pace interioară în relație, pace interioară în familie, lucruri bune, astăzi vedem frumusețe sau ar trebui să o vedem. Și limite, granițe. Ce interesant că aici am pe acest personaj, deși nu este făcut de un creator român, uite steagul României și scutul. Oare ce s-a întâmplat, dragi români, pe aici? Cine ne mai caută? Din nou, numărul 2, alianțe. Măi, s-ar putea ca la nivel politic așa să vedem niște întâmplări zilele acestea. Oricum, da, în septembrie va avea loc o întâlnire de gradul nu știu care, care este într-o oarecare măsură decisivă pentru ceea ce va urma. Eu am spus acolo, în citirea axa destinului, că lucrurile se vor întâmpla, că s-a dat startul, ceasul cuantic se învârte, nu prea mai este timp așa pentru pierdut vremea cu ceea ce știam noi anterior că trebuie să facem, ci să ne trezim un pic la viață, să vedem cine e toxic în viața noastră, să-și vadă de drumul său dacă nu are capacitatea să fie om bun, să ne vedem noi de noi, de vindecarea noastră, de relațiile care chiar merită, alături de care, în momentele mai puțin plăcute care vor veni, să fim în echipă, să fim în relație, să fim alături de oamenii cu care să ne susținem, nu în relațiile de codependență care ne vor pune la pământ și într-o vibrație a fricii. Și mai am un mesaj. Abilitatea extrasenzorială de a te vindeca. Da, pentru că avem abilități extrasenzoriale, pentru că cel de-al treilea ochi este acolo, dar circuitul este închis, nu se poate deschide așa cu una, cu două, cum se aberează pe internet și susțin și mi-asum ce spun. Nu, nu se deschide așa pentru că și-a pierdut capacitatea de a o face atunci când s-a produs și turnul lui Babel. Turna lui Babel, care este mâna atlanților de altă dată, respectiv tot noi, prin plante. Vă recomand tuturor să găsiți cărți de medicină alternativă, să începeți să studiați plantele și proprietățile acestora, pentru că la ele vom ajunge, ele ne vor vindeca, mai ales că plantele dețin informația. Știți că toate plantele comunică între ele, nu știu dacă știți, dar plantele vorbesc și cu noi, dacă vorbiți cu o plantă, vă aude. Plantele vorbesc cu noi, noi nu le mai auzim, dar ele ne aud pe noi. Niciodată nu mi-a plăcut să primesc flori, nu pentru că nu-mi plac florile, ci pentru că mă durea efectiv stomacul când primeam un buchet de flori și nu înțelegeam de ce, pentru că erau tăiate din natură și nu ăsta este sensul lor. Nu este bună niciun fel de dietă, nici vegană, nici carnivoră, nici, pentru că noi ne-am hrănit cu aer. Aer în care erau, după cum spuneam, toți compuși minerali, toate vitaminele, tot ce aveam noi nevoie să funcționăm. Nu știu cum să vă pun și unde să vă pun. Am un clip foarte interesant, un studiu făcut de niște cercetători, să vedeți cum reacționează o plantă înainte să fie tăiată, ce
vibrație emite și ce face acolo. Iertați-mi modul mai direct de a vorbi astăzi, modul mai realist de a vorbi astăzi. Nu mai avem așa de mult timp la dispoziție să facem lucruri sau să trăim ca în trecut, în mentalitatea de atunci. Umanitatea evoluează, planeta evoluează, vremurile se schimbă și e bine să ținem pasul. Tot ce trăim noi astăzi are legătură cu cei 144.000, care este cea mai crudă aberație pe care am întâlnit-o vreodată. 144.000 vor fi aleși. Baza, conie și tâmpenie, din nou mi-asum ce spun. 144.000 sunt herți, sunt frecvența la care toți avem capacitatea să ajungem pentru a putea să ne susținem energetic în noua vibrație planetară. Nu pentru că unii sunt mai cumoți, acolo este vorba despre ego și minte adormită, toți cei care spun așa ceva. Biblia este și ea un manuscript care are niște informații pe care, dacă le luăm ad literam, dormim în continuare, dacă vedem printre rânduri, ne trezim. Să vedem, la nivel de relație, plan material, plan emoțional. M-a întrebat cineva de ce fac asta. Alții mi-au mai scris prin comentarii, am avut o doamnă care îmi contoriza vizualizările sau ceva de genul. Am blocat-o că nu mai am timp de prostii. De ce fac asta? Unii dintre noi, uite că se nasc așa, cu spiritul ăsta de justițiar. O fac pentru că sunt vulnerabilă, nu o fac pentru bani. Nu poți trăi din YouTube, cel puțin nu este cazul meu. Nu-ți poate susține familia. O fac pentru că sunt vulnerabilă, pentru că am și eu mamă, soț, copil, frați. Mă rog, nu am frați, am o soră. Pentru că am familie, familie extinsă, pentru că iubesc pe toți, pentru că am prieteni și pentru că așa m-am născut. Uite, cu un fir de ăsta al empatiei, care este sinceră, puteam să aleg să fac orice altceva, mâine mă pot întoarce la funcția mea anterioară dacă o vreau sau am CV care să-mi susțină chestia asta. O fac pentru că fiecare dintre noi ar trebui să facă câte o chestie și uite, casa mea a 10-a și a 11-a din astrologie vorbesc despre treburile astea. Ori sunt eu mai fraieră, ori nu știu, dar chiar o fac pentru că eu cred în anumite lucruri foarte puternic, pentru că am niște informații pe care dacă aș vorbi acum aici, poate n-ar fi bine, poate nu-i momentul. Le voi împărtăși cu voi pas cu pas, pentru că nicio informație nu trebuie ținută doar de unii, de-aia am ajuns unde am ajuns, pentru că s-au ținut în secret, în școli de misterii și așa mai departe, și în culturi și organizații secrete. Este foarte adevărat, pentru că dacă am fi avut acces toți la ele în anumite momente și în anumite vremuri, ne-ar fi stat creierul și inima, n-am fi știut ce să facem cu informațiile alea, dar de-aia fac ce fac. Deci, da, este pentru mine un mod de a mă organiza, eu nu am planete în semne de pământ, pentru mine totul este în eter, este un mod foarte metodic pentru ca eu să fac click cu planul material, cu organizarea, cu și pentru că asta simt să fac. Și pentru că știu ce urmează și pentru că poate nu știu ad literam, nu are nimeni absolut vizibilitate în potențialurile existente, dar pentru că am o idee mai mare decât alții. După cum spuneam, am și eu familie și îmi pasă. Nu putem singuri. Totul are legătură cu numărul 2, cu a fi echipă, cu a fi uniți. Hai să dăm mână cu mână. Altfel nu poți. Ce aveți voi la nivel de relații? Mamă, numai arcane majore. Wow! Oh, oh! Avem nebunul, roata destinului, lumea și înaltul preot. Uite cum portalul ăsta noua, că nici nu vorbeam despre el neapărat, pentru că nu asta mi-am propus. Vă oferă vouă șansa să o luați din punctul 0. Numărul 0. O puteți lua de la început să vă schimbați destinul. 1 și 0.
Ce înseamnă unul? Magicianul din voi, cele patru elemente. Și zero înseamnă faptul că ești deja aici ca parte din conștiință supremă. 1 și 0 este sistemul binar prin care este creată lumea astăzi. Am lucrat în IT, în software și 1 și 0, cu 1 și cu 0 poți să faci o aplicație. Mă rog, cine știe matematică înțelege, cine nu, nici nu contează, nu este relevantă informația asta, ci înțelegeți doar atât. În relațiile voastre, de tot felul, că vorbim despre relații de iubire, relații cu familie, relații cu copiii, cu vecinii, cu cine vreți voi acolo, puteți rescrie tot ceea ce ați trăit. Lumea se închide un capitol. Adică puteți să vă eliberați, este timpul să dați drumul trecutului sau felului în care ați fost voi anterior sau modului în care acționați voi și în altul preot prin credință, dar atenție că în altul preot este o credință programată. Da, am spus-o și pe asta. Este modul în care noi ne raportăm la credință și la divinitate în această viață care este un pic eronat. Deci, în relațiile voastre aici puteți ajunge la acele parteneriate corecte și potrivite pentru voi. Pentru ca voi să vă împliniți, să atingeți desăvârșirea sufletului, împlinirea emoțională de care aveți nevoie în viața asta. O sincronicitate, o întorsătură de situație care vă poate schimba viața aici. Pentru unii dintre voi vă puteți împăca cu oamenii cu care ați avut o relație stabilă, doar dacă relația a fost stabilă, vorbim aici, doar dacă ați fost poate căsătoriți sau într-o relație de lungă durată care a pendulat așa în ultima perioadă. Iar alții dintre voi veți alege să vă treziți, să vă destupați așa mintea, să spuneți nu mai am timp să pierd în discuții inutile sau alături de un om care văd acum clar și limpede că nu are pentru mine ceea ce mi-aș dori eu să aibă. Ce aduce nebunul pentru cei singuri? Regina de bâte. Puterea, atracția, încrederea, frumusețea veți fi văzuți de cei la care vă gândiți voi sau de cei care poate vă sunt dragi, ați vrea să intrați într-o relație cu cineva sau pur și simplu cineva se sincronizează cu viața voastră, vă întâlniți cu cineva, vă găsiți un om care să vă vadă așa cum trebuie să vă vadă, mai frumoși decât vă vedeți voi, mai atrăgători, mai încrezători, cineva care vede în voi calitățile pe care voi nu le puteți vedea acum. Ce aduce roata destinului? Cavalerul de monede. Pași mici și siguri, da, dar concreți. Schimbări corecte și schimbări concrete. Nu se vor desfășura de pe o zi pe alta, nu vă așteptați la miracole, dar aveți capacitatea aici să faceți o schimbare în viața voastră. Ce aduce regina de băte, că am uitat să spun pentru cei căsătoriți? Încrederea unul în celălalt, liniștea că sunteți lângă oamenii potriviți pentru unii dintre voi, da? Iar pentru cei care nu aveți așa liniște în căsnicia voastră, în cuplurile voastre în aceste momente, să vorbiți despre niște limite sănătoase, să faceți o echipă, dar să faceți și un regulament de ordine interioară acolo. Iar pentru cei care sunteți separați, liniștea voastră interioară va emite în aura voastră, da, în câmpul vostru și la distanță persoanei respective, că voi sunteți în acest moment liniștiți, împliniți și că vă vindecați, poate, da, dacă asta vă doriți, iar persoanele la care vă gândiți voi au așa o chemare, un apetit să afle informații despre voi, să vadă ce mai faceți, să vă spioneze, să vă caute, să se intereseze de voi și despre voi. Cavalerul de monede pentru cei singuri înseamnă acea oportunitate să întâlnesc pe cineva. Pentru cei care sunteți într-o căsătorie, să mai reglăm așa niște lucruri. Uite, avem și noi o discuție, toți așezați la masă, la masa rotundă, unde toată lumea are drepturi egale și stabilim niște lucruri. Și pe partea financiară, poate vreți să faceți ceva împreună, dar vi se spune calm, hai să punem pe listă, să vedem ce este important pentru noi acum.
Iar pentru cei separați, da, persoanele la care vă gândiți voi, din umbră, au niște gânduri, au niște idei, au niște dorințe despre care voi nu știți să facă niște lucruri. Unii dintre ei se tem că vă încalcă granița sau se tem să vă contacteze pentru că și-au pus ei singuri o limită. Sau poate voi le-ați trasat o limită peste care să nu treacă. Ce ne aduce lumea? Pajul de bâte. Curajul pe care îl căutați foarte mulți dintre voi, cei singuri, să vă lansați să intrați într-o relație sau să lăsați în urmă trecutul, pentru că și pe voi aici încă vă urmărește un gând din trecut. Pentru cei care sunteți căsătoriți, poate implică copiii sau poate aveți nevoie voi acum să vă recăpătați încrederea în familia voastră, că puteți să vă simțiți mai bine. Hai să facem, hai împreună, hai să vedem ce putem face și cum putem ieși din situațiile astea. Încrederea că sunteți bine. Iar pentru cei separați, v-am spus, aici se recrează o undă a atracției unul față de celălalt care se poate concretiza în ceva stabil, într-o întâlnire, într-un fapt real, concret, da? Nu doar în idei de la distanță, gânduri și speranțe. Ce spune înaltul preot pentru cei singuri? 10 de cupe. Poți și tu să ai pe cine îți dorește alături. Uite, steaua ta este aici, vine către tine, dar n-o să știi când și cum. Pentru că se uită în jos acest personaj. Este cineva aici, s-ar putea pentru unii mai mic de vârstă, s-ar putea pentru alții să nu fie așa cum vă așteptați voi, să vă spargă puțin tiparele așteptărilor, pur și simplu, sau la o petrecere undeva să cunoașteți pe cineva foarte misterios, care vă pune pe jar. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă despre care astăzi merită să vorbim aici, nu doar suntem singuri, dar suntem împreună, dar fiecare cu treaba lui. Nu, despre cei care chiar vreți să faceți lucruri acolo, pentru că din punctul meu de vedere, ceilalți sunteți ca și separați. Cel puțin așa lansez eu intenția aici. Vă veți liniști. Veți avea bunătate în familie, lucruri bune, înțelegere. Iar pentru cei care sunteți separați, uite, 10 ăsta de cupe vă aduce vindecarea. Ori vă convingeți voi că este timpul să mergeți către viața voastră, că nu mai aveți timp de pierdut, că trebuie să vă bucurați de viață, fără să mai stați să așteptați ceva ce este o himeră, o iluzie, fie, într-adevăr, omul la care vă gândiți voi acum pentru unii dintre voi își găsește drumul înapoi către suflet și așa, ca de la suflet la suflet, vă întâlniți în vibrație și vă și întâlniți față în față. Este un potențial foarte mare de manifestare acesta. Pajul de monede. Toate lucrurile acestea vor veni pas cu pas, pas cu pas, dar trebuie să fiți foarte realiști. Zilele acestea. Deci este o zi care, da, uite că este guvernată de frumusețe, de planeta Venus și de lucrurile concrete, este o energie a Taurului aici, vi se vor arăta în viață, în zi, în evenimentele voastre de acolo, lucruri care să vă ofere vă o siguranță, confort material, confort în casa voastră, oamenii potriviți lângă voi, da, va trebui doar să faceți alegerile potrivite. Ce mai avem aici? S-a strecurat o cărticică. Două s-au strecurat. Nu mă uit la ele, că nu mă interesau astea. Ajungem să ne cunoaștem unul pe celălalt. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Nu am spus degeaba ce am spus. Cei care sunteți în familie, în relații stabile, voi deja vă cunoașteți, deja vă știți binele și răul, cum acționați. Fiți mai blânzi, mai îngăduitori, pentru că nu este o vendetă personală aici, ci sunt doar momente în care oamenii reacționează în diverse forme, nu sunt conștienți de asta, dar ajungeți la 10 de cupe, deci lucrurile se rezolvă. Iar pentru cei care sunteți separați, veți avea o surpriză. Persoana la care vă gândiți voi va acționa așa cum voi nu știați că poate sau așa cum voi nu vă așteptați. Am lungit din nou etalarea. Factori religioși. Uite,
Pentru cei care sunteți singuri, puteți ajunge într-o relație, da? Cu cineva care este altfel decât v-ați fi așteptat voi. Exact cum am spus, atipic, așa cumva. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, nu vă temeți că acolo voi sunteți cu bine și cu rău, ați trecut prin atâtea. Deschideți ochii mari și vedeți că dacă persoana aceea este acolo lângă voi, e un sens în povestea asta. Iar pentru cei care sunteți separați, după cum spuneam, persoana aceasta vă va surprinde. Fie a evoluat puțin spiritual, fie a trecut prin niște situații, fie a fost separată sau a fost căsătorită de cineva, voi acum aflați, sau fie își reglează cumva relația pe care o are dacă erați într-un triu amoros și vine către voi. În tot cazul, aceste lucruri legate de factorii religioși vor contribui aici la surpriza pe care persoana la care vă gândiți voi acum o va face sau o poate face, da? Pentru că este un potențial de manifestare. La nivel de plan material, am pus mai multe aici, avem magicianul, cavalerul de spade, șase de spade, moartea și împărăteasa. Superb! Venus! Bine ai venit, Venus! Bine ai venit, Mercur! Planete personale! Bine ai venit, Pluto! Transformare! Ce avem noi aici? Vreți rapid și subit o schimbare și unii dintre voi veți avea parte de o schimbare, de ceva neașteptat, de ceva foarte bun, foarte favorabil. Vă surprinde și pe voi cât de repede veți reuși ceva la nivel de plan material financiar, la serviciul vostru. Veți găsi niște soluții, veți fi văzuți, apreciați și catalogați ca a fi geniali, fenomenali, treburi de genul acesta. Unii dintre voi accesați niște bani, vin înapoi către voi niște bani sau faceți rost de niște bani mai ușor decât credeați. Nu vă dați bătuți, aveți încredere în lucrurile acestea. Pentru alții dintre voi, o ceartă, o discuție care are loc la serviciul vostru sau în legătură cu niște bani vă deschide ochii. Vă deschide ochii și veți ști ce să faceți în următorul pas, ce să faceți în următoarea perioadă. Șase de spade aici spune voi găsi o cale, pentru că pot. Magicianul și împărăteasa spun nu te îngrijora la nivel financiar, ci deschide ochii mari și uită-te în jurul tău, pentru că trecem prin transformări, atât tu, cât și eu, cât și întreaga omenire, și hai să punem mână de la mână să vedem cum putem face lucrurile acestea. Iar lucrurile acestea se fac prin aptitudini noi, moduri noi de a gândi, informații noi, documentare, să învățăm practic lumea în care trăim din nou. Foarte frumos. O reușită, un răspuns care vine foarte repede pentru voi aici. Foarte repede. Ce aduce împărăteasa? 10 de bâte. Aduce și vă întoarce rezultatul unui efort pe care voi l-ați depus anterior. 10 de bâte este ceva la care voi ați lucrat cu multă pasiune, ceva unde voi v-ați pus tot sufletul acolo. Acum ajunge la un apogeu, vedeți în mână un rezultat. Ce aduce magicianul? 7 de bâte. Puterea să vă luați înapoi ceva ce vi se cuvine, puterea să faceți un pas înainte, puterea să intrați pe geam acolo unde ați fost refuzați, pentru că dacă vi s-a refuzat o ofertă de muncă sau dacă sunteți refuzați sau dacă ați primit vreun refuz aici, mai aveți un pic de răbdare, aveți încredere că rezolvați ceva, nu vă dați bătuți, intrați pe geam. Și ce ne-a mai apărut aici? Nu este ireversibil în această lume, mai puțin părăsirea planului fizic. Deci pentru voi aici este o nuntă, o sărbătoare, o reușită, o destinație la care trebuie să ajungeți, o comunicare, o acțiune care acum se întâmplă și va aduce bucurie. Foarte bune cărțile. Nu știu, poate am simțit eu energia astăzi bine. Iar la nivel de emoțional, aveți spânzuratul, 2 de cupe, eremitul și îndrăgostiții. Uite, la nivel de plan relațional, da,
se vor întâmpla lucruri. Se vor întâmpla lucruri pentru că este vremea ca fiecare dintre noi să se gândească cu luciditate de 1000 la 1000 dacă suntem în relațiile potrivite. De ce? Pentru că va conta foarte mult pentru viitorul care este pe punctul de a se manifesta în viața noastră. Un viitor, după cum spuneam, ușor programat. Spânzuratul spune capăt o altă perspectivă despre iubire. Cineva capătă o altă perspectivă despre iubire, fie că sunt singur, fie că sunt în familie, fie că sunt separat de cineva. Se întâmplă la nivel de subconștient, avem și eremitul aici, se întâmplă ca persoanele la care ne gândim noi acum să se trezească cumva, să capete o altă vizibilitatea asupra vieții, să capete o altă perspectivă despre viața în care trăim și să facă de data aceasta alegerile corecte, să vrea să devină partenerul nostru pentru cât timp vă doriți voi acolo, să vrea să vină înapoi, cum aveți fiecare dintre voi situația. Ideea este că sunt parteneriate acum, care acum se vor forma. Deci, în această perioadă, relațiile sunt puse sub lupă, avem nodul nord în berbec și nodul sud în balanță, care este semnul relațiilor, și cine trebuie să rămână lângă voi, rămâne. Cine nu trebuie să rămână, dacă opuneți voi rezistență, oricum pleacă. Mai bine conștientizați voi, pentru că această lună este despre conștientizare. Este o lună nouă, o lună care... toamna se numără bobocii. Da, este numărul 9. Ajungem la concluzie, ajungem la maturitate, la înțelepciune. Avem forță să facem niște lucruri acum. Este un apus, da? Aici în Fecioară cumva apune soarele. Se întâmplă lucruri noi, dar sunt cărți foarte bune. La nivel medical, atenție la iritații, atenție la mucoasă, atenție la toxine, la aer, atenție la limfă. Mișcați limfa, mișcați-vă. Mergeți un picuț așa, cum puteți, nu contează, mai repede, mai încet, faceți mișcare. De colo până acolo, încetișor așa, sau mai repede, sau alergați, sau mergeți la sala de sport. Sunt alegeri. Cel puțin pe teritoriul României, noi suntem încă în an de vibrație 6. Suntem încă la nivel de alegeri. În întreaga lume, planetar vorbind, suntem în an de vibrație 7. În an de acțiune. Lucrurile care se întâmplă acum sunt decisive, știți? Golul decisiv dintr-un meci de fotbal sau de volei sau mișcarea decisivă, cam așa trăim noi astăzi. Ce spune spânzuratul? Regina de monede. Se vor forma alianțe, se vor forma familii, se vor stabili niște reguli, se vor lămuri niște situații care sunt făcute să dureze și se elimină cele care nu mai merg. Doi de cupe. Are 8 de cupe. Da, cineva lasă în urmă ce ați trăit înainte și 8-ul de cupe se întoarce către 2-ul de cupe pentru că are în față 9 de cupe. Să explic ce am vrut să spun. De la 8 de cupe te întorci în tarot la 2 de cupe pentru că știi ce ai ales acum. Ești convins pe cine iubești, de ce iubești persoana respectivă și că este omul potrivit pentru tine. Și așa se întâmplă 9 de cupe. Primești tot ceea ce îți dorești și respectiv 10 de cupe, împlinirea. Pentru că 8 cu 2 fac 10, împlinirea. Iar 9 este gata, m-am convins, acum știu. Ce ne spune aici eremitul? Pajul de monede. Pajul de monede va duce către cavalerul de monede. Se fac planuri, se ajunge la concluzia potrivită, se trage concluzia potrivită. Voi și cineva trageți concluzia asta, persoanele la care vă gândiți voi. Dacă aveți provocări medicale, lăsați în urmă niște provocări, vă puteți vindeca, vă găsiți-vă sau încercați să vedeți alternativele. Și pentru îndrăgostiții au căzut din pachet cavalerul de cupe, 6 de monede și regele de monede. Sentimente bune de iubire, sentimente nobile pentru familia voastră, familia voastră pentru voi, 6 de monede.
nu mai sunteți voi cei defavorizați. Acum toată lumea este egală. Și regele de monede, stabilitate. Avem regina de monede și regele de monede. Credeți-mă că acum când filmez chestia asta, pentru foarte mulți dintre voi, se dezleagă nodurile astea cuantice ale neputinței și se pot trasa noi reguli de funcționare în viață. Puteți să vă accesați magicianul din voi. Suntem o uzină nucleară. Păcat că n-am fost învățați asta. Iar aici avem 7 de cupe. Ce veți alege? Vă uitați către toate lucrurile astea și foarte mulți dintre voi sunteți încă puțin pierduți, dar aveți încredere că vi se arată calea. 3 de cupe și vă veți bucura. Foarte mulți dintre voi nu faceți pași înainte de frică. Frica este dușman. Dușman. Da, frica este cea care ne ține în loc să nu facem gesturi necugetate, dar este și cea care ne ține în loc din progres. Talismane, vești noi, uite. Vești despre o casă, vești că s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare, vești că se semnează, vești că am un cumpărător, vești care îmi dau acum ocazia să deschid și eu gura, vești care m-au ținut pe jar, vești care m-au făcut să fiu vulnerabil sau cineva, chiar dacă este vulnerabil, vă scrie, vi se prezintă o situație care poate nu vă place 100%, dar este ceva. Veți avea potențialul să mișcați lucrurile în această toamnă. Punctul 0. Să nașteți ceva nou. 0 este totul sau nimic. 0 este plinul și golul deopotrivă. 0 este nebunul. 50-50% șanse. Dar nebunul ia șansa și materializează și ajunge la magician atunci când are încredere. Nebunul este omega. 0. 0 herți din subconștientul nostru. Și roata destinului. Păi n-am avut nebunul și roata destinului aici la relații? Am avut. Racul. Trecutul, casa, familia, părinții, guvernatoare luna, luna care este subconștientul, alfa și omega. Trauma pe care voi o retrăiți astăzi, și am spus retrăiți pentru că nu o trăiți pentru prima dată, are legătură cu strămoșii noștri. Mult înapoi. Cobra. Cobra este șarpele care poate fi cunoașterea sau poate fi veninul. Poate fi credința pe care voi o aveți acum și nu vreți să vă schimbați sau nu puteți sau nu știți că puteți. Sau evoluția. Berbecul. Un început. Berbecul și balanța. Și racul și capricornul. Eu ca femeie, tu ca bărbat, mama, tata, familia tradițională și relația noastră. Cum se formează familiile, cum intrăm noi în relațiile de iubire, acum în vremurile noastre. Se regenerează întreg conceptul. Va trebui să privim altfel lucrurile. Pentru a avea un viitor, pentru a putea evolua, am de două ori libelula. Ceva foarte fertil. Pește. Pești și înghețul, transcendența, lăsarea în urmă a unor lucruri care credeam că sunt adevărate anterior și care am conștientizat acum că sunt doar programe lăsate pentru omenire ca să fie executate. Intuiția voastră vă spune, sufletul vostru vă spune că ceva se întâmplă. Da, ceva se întâmplă. Dar este plină. Uite, parteneriat. Am de două ori banana. Am două banane. Ceva se întâmplă și pentru voi aici. Ceva care are legătură cu neamul, cu trecutul, cu familia. Puteți intra într-o familie, puteți vedea acum că puteți avea o familie, să nu vă pierdeți încrederea. Karma. Toți trăim karma, nu doar eu sau doar tu. Toți trăim karma, că este karma de neam, karma de generație, karma de omenire, de umanitate, toți avem de la mare la mic treburile acestea. Balanța, uite că s-a ascuns. Da. Magie. Ce avem aici? Te văd. Te
te văd și ne îmbrățișăm. Unii dintre voi vă veți vedea cu cine vă doriți voi și vă îmbrățișați strâns, dar la un alt nivel. Alții dintre voi jucați rolul de părinți pentru partenerul vostru și asta nu este ok, pentru că partenerii voștri v-au ales pe voi tocmai pentru că semănați cu părinții lor și acolo se vindecă o karmă sau trebuie să se vindece o karmă, trebuie maturizare. Vedeți ceva la televizor? H vine de la hologramă, o iluzie, vă detașați de o iluzie sau atenție la informațiile pe care le permiteți în câmpul vostru vizual. Unii veți avea parte de o întâlnire incendiară, eu zic pasională, Venus, legată de iubire. Iubire a apărut aici. Cineva se uită la voi și spune cât de frumoasă e, ce frumos este. Deci cineva vede frumusețea din voi. Foarte mulți veți vedea aceste lucruri, mai ales cei care aveți un parteneriat solid și cei care... Și dacă ați fost despărțiți, este potrivit pentru ca voi doi să vă împăcați. Unii dintre voi accesați cunoaștere sau vă apucați de studiat și ar fi bine, pentru că poate n-ați avut acces la informații în viața asta până acum, dar acum nu ne împiedică nimic să luăm o carte și să o citim, pentru că și în cărțile astea sunt lăsate, permise niște informații, dar din nou, cu cât ne exersăm mai mult abilitatea de a înțelege realitatea, cu atât mai curățăm acolo în percepție și decodificăm mai bine informația. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, să fiți bine și sănătoși și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!